Bună, dragi copii! Bine ați venit la Mate cu Cristina! Acesta este un filmuleț din seria celor care prezintă metoda figurativă de rezolvare a problemelor. Astăzi, rezolvăm două probleme în care ni se dau o sumă, o diferență și avem trei numere necunoscute. Sper că ați urmărit filmulețul introductiv. Dacă nu, vă invit să o faceți înainte de a viziona acest filmuleț. Sunteți pregătiți? Să începem. Citim împreună problema afișată pe ecran. Andrei, Radu și Mihai au făcut împreună 38 de poze la grădina zoologică. Câte poze a făcut fiecare, dacă știm că Andrei a făcut cu 6 mai multe decât Mihai, iar Radu a făcut cu 5 mai multe decât Mihai? O citim încă o dată cu atenție, în gând. Și căutăm indiciile care ne arată că această problemă se rezolvă prin metoda figurativă. Le-ați găsit pe toate trei? Avem în problemă, în primul rând, o sumă. Avem 38 de poze făcute la un loc de către cei trei prieteni. Nu știm exact niciunul din termenii sumei, nu știm nici câte poze a făcut Mihai, nici câte poze a făcut Andrei și nici câte poze a făcut Radu. Știm două relații, știm că Andrei a făcut cu 6 mai multe decât Mihai și că Radu a făcut cu 5 mai multe decât Mihai. Iată, deci, că avem două diferențe între pozele făcute de um, cei trei prieteni. Urmează acum partea cea mai importantă, și anume realizarea desenului. Ea se rezolvă în mod asemănător, se reprezintă și se rezolvă în mod asemănător cu problema, cu sumă și diferență, în care apăreau doi termeni pe care am rezolvat-o în filmulețul introductiv. Deci, căutăm mărimea cea mai mică. Cine a făcut cele mai puține poze? Mihai. Înseamnă că pentru a reprezenta pozele făcute de Mihai, vom desena un segment. În dreptul lui vom scrie M de la Mihai. Pentru a reprezenta pozele făcute de Andrei, ne uităm în problemă și căutăm relația. Andrei a făcut cu șase mai multe decât Mihai. Asta înseamnă Că, în primul rând, vom desena ce am desenat și la pozele realizate de Mihai, adică exact același segment, dar Andrei a făcut mai multe cu șase. Pe lângă acel segment mai punem un segment mai mic pe care scriem șase. Iar pentru a reprezenta pozele realizate de Radu, căutăm relația. Radu a făcut cu 5 mai multe decât Mihai. Este foarte important acum să fim atenți față de cine a făcut el mai multe poze. Față de Mihai. Înseamnă că vom lua segmentul pe care l-am făcut la Mihai, același segment, îl vom desena și la Radu, și el a făcut cu 5 mai multe. Vom face un segment puțin mai mic decât cel pe care l-am făcut deasupra, pe care am scris 6, și vom scrie pe el 5. Dacă problema ne-ar fi spus că Radu a făcut cu 5 mai multe decât Andrei, atunci ar fi trebuit să facem prima dată tot desenul pe care l-am făcut la Andrei, adică a făcut atâtea cât Andrei, plus încă 5. Dar nu este cazul, el a făcut cu 5 mai multe decât Mihai, deci avem un segment egal cu segmentul realizat în dreptul lui Mihai și încă un segment pe care am scris 5. Realizăm acum o acoladă care să cuprindă uh, toate trei elementele și în dreptul ei scriem totalul, adică 30 și 8. Și trecem la scrierea exercițiilor. După cum am procedat și în problemele anterioare, în uh, situația în care avem atât segmente egale, cât și segmente cunoscute, primul pas este să îndepărtăm segmentele cunoscute. Dar în cazul acesta se va micșora și suma. Asta înseamnă că din sumă scădem toate numerele cunoscute, adică 38 minus 6 minus 5 și obținem 27. Acest 27 reprezintă suma tuturor segmentelor egale care au rămas în problemă. Câte segmente egale avem? De data aceasta avem 3 segmente egale. Pentru a afla valoarea unui segment, vom împărți numărul 27 la 3 și obținem 9. Foarte important, după cum spuneam în fiecare filmuleț, este să scriem acest 9, rezultatul, să-l scriem pe fiecare segment egal. Și apoi ne uităm la desen și observăm. În dreptul lui Mihai avem un singur segment pe care scrie 9. Înseamnă că am aflat câte poze are Mihai. În paranteză vom scrie pozele lui Mihai. Pentru a afla câte poze are Andrei, ne uităm pe desen și observăm că avem un segment pe care scrie 9 și un segment pe care scrie 6. Le vom aduna. 9 plus 6 egal. 15. În paranteză vom scrie pozele lui Andrei. Iar pentru a afla pozele lui Radu, ne uităm din nou pe desen și observăm că avem un segment pe care scrie 9 și un segment pe care scrie 5, le adunăm și obținem 14. Acestea sunt pozele realizate de Radu. Putem scrie răspunsul? 9 poze a realizat Mihai, 15 poze a realizat Andrei și 14 poze a realizat Radu. Putem face verificarea să vedem dacă adunând toate aceste trei numere obținem totalul care ni se dădea în problemă. De data aceasta nu am să reiau eu tot mersul problemei, ci vă invit pe voi să spuneți cu voce tare. Cum am realizat desenul, și ce exerciții am scris, și de ce. Ați reușit? Este totul clar? Dacă nu, aștept întrebările voastre în comentarii și am să răspund cât de repede pot. Să citim acum a doua problemă. La o petrecere s-au adus 77 de baloane colorate albastre, galbene și verzi. Baloanele albastre sunt cu 5 mai multe decât cele verzi, iar baloanele galbene sunt cu 7 mai multe decât cele albastre. Câte baloane din fiecare fel s-au adus la petrecere? Citiți acum problema în gând și identificați cele trei elemente, cele trei indicii care ne arată că se rezolvă prin metoda figurativă. Le-ați găsit? Avem un total: 77 de baloane albastre, galbene și verzi, la un loc. Nu știm exact nici câte baloane albastre avem, nu știm exact nici câte baloane verzi avem și nu știm exact nici câte baloane galbene avem. Avem apoi, din nou, două relații. Ni se spune că baloanele albastre sunt cu 5 mai multe decât cele verzi, iar cele galbene sunt cu 7 mai multe decât cele albastre. Atenție, de data aceasta, fiecare mărime este comparată cu o altă mărime. În problema de dinainte, cei doi pozele celor doi prieteni, Andrei și Radu, erau comparate de fiecare dată cu pozele lui Mihai. În această problemă, de fiecare dată, în fiecare din cele două relații, comparația se face cu altcineva. Aici va trebui să fim foarte atenți cum realizăm desenul. Și începem prin reprezentarea mărimii celei mai mici. Oare care baloane sunt cele mai puține? Dacă știm că albastrele sunt mai multe decât verzile și galbenele sunt mai multe decât albastrele, atunci oare care sunt cele mai puține? Verziile sunt cele mai puține. Pentru a reprezenta baloanele verzi, vom face un segment. Apoi, știm că baloanele albastre sunt cu 5 mai multe decât cele verzi. Asta înseamnă că vom face un segment egal cu cel al baloanelor verzi și încă un segment mai mic pe care scriem 5. Pentru a reprezenta baloanele galbene, citim cu atenție relația ne spune că sunt cu șapte mai multe decât cele albastre. Asta înseamnă că vom desena prima dată tot ce am desenat la baloanele albastre, adică un segment egal cu cel al baloanelor verzi și un segment mai mic pe care scriu 5 și ele sunt mai multe decât aceste baloane albastre cu 7, adică mai pun încă un segment pe care scriu 7. Și apoi am acolada care le cuprinde pe toate, în dreptul căreia scriem 77. Sunt convinsă că deja știți cum continuăm rezolvarea problemei. Partea poate puțin mai deosebită era realizarea acestui desen. Având în vedere că e un desen în care avem atât segmente egale cât și segmente cunoscute, primul pas este, bineînțeles, să scădem din sumă toate segmentele cunoscute. Vom avea astfel 77, minus 5, minus 5 și minus 7. Atenție să nu uităm niciunul din elementele cunoscute. Acel 5 îl avem de două ori. Deci, 77, minus 5, minus 5, minus 7. Egal cu 60. Acest 60 reprezintă. Suma segmentelor egale, adică toate segmentele egale la un loc, avem 3 segmente egale. Pentru a afla valoarea unui segment, vom împărți 60 la 3, la numărul de segmente egale, și obținem 20. Scriem 20 pe fiecare segment egal. Nu uitați niciodată acest pas. După care ne uităm pe desen și observăm că baloanele verzi sunt 20. În paranteză vom scrie baloane verzi. Pentru a afla baloanele albastre, ne uităm pe desen și observăm că putem afla prin exercițiul 20 plus 5, care ne dă 20 și 5. Baloane albastre. Pentru a afla baloanele galbene, ne uităm din nou pe desen și vom scrie 20 plus 5 plus 7, care ne dă 32. Avem, deci, răspunsul: 20 de baloane verzi, 25 de baloane albastre și 32 de baloane galbene. Putem face verificarea, le adunăm pe toate să vedem dacă obținem numărul 77. Am să afișez pentru voi patru probleme pe care să încercați să le rezolvați singuri, să vă demonstrați că vă descurcați foarte bine la aceste probleme. În rezolvarea problemelor în care apar mai mulți termeni, trebuie să fim foarte atenți la relațiile dintre numere. Cine față de cine este mai mare sau mai mic? Aceasta este cheia rezolvării corecte a problemelor în care apar mai mulți termeni. Vă invit să urmăriți și celelalte filmulețe din seria celor care prezintă metoda figurativă, și vă doresc mult succes!